Festivalul copilăriei va reuni activități pentru toate gusturile. Ateliere practice, ateliere de lectură și întâlniri cu autori, concerte, piese de teatru, concursuri de cultură generală cu premii, demonstrații de dans, întâlniri cu personaje din povești, expoziții și multe alte provocări. Suntem la cea de-a 6-a ediție a Șotron și cam fiecare an ne-am obișnuit participanții cu un maraton de activități culturale-educative, care cuprind de la ateliere de desen până la lecturi și întâlniri cu autori contemporani foarte cunoscuți, ateliere de cercetășie, arhitectură și multe de abilități și îndemânări, pentru ca la sfârșit copiii să se întoarcă îmbogățiți nu doar cu premii pe care le avem de asemenea într-un număr foarte mare, ci și cu foarte multe abilități practice. Anul acesta, Șotron se va desfășura în grădina Muzeului Mihail Sadoveanu. Toate activitățile vor fi gratuite. Va începe vineri, 7 iunie, la Muzeul Mihail Sadoveanu, între orele 11 și 19, program zilnic, de altfel, vineri, sâmbătă, duminică. Intrarea este gratuită și așteptăm atât părinții cât și copiii, fiindcă vor fi activități pentru toate categoriile de vârstă.